A trecut mai bine de o lună de când elevii au început școala, dar nu au încă manualele de pe care să învețe. De la începutul acestei săptămâni, toate manualele pentru clasa 1 și clasa 2 au fost publicate pe platforma www.manuale.edu.ro. Pot fi descărcate gratuit și pot fi folosite ca suport până când cărțile tipărite ajung în școli. Problema este că pentru utilizarea variantei digitale, învățătorii au nevoie de tehnologie adecvată care constă în videoproiectori, tabletă și computere performante. Puțini au aceste dotări la dispoziție. Momentan lucrăm pe sistemul vechi. Și merge foarte bine așa. Copiii înțeleg, e ok, așteptăm manualele digitale să vedem cum vom desfășura activitatea cu ele și cum se vor descurca copiii cu noua tehnologie. Sunt și școli care deja beneficiază de tehnologie adecvată pentru buna desfășurare a orelor de curs. Și atunci a promis că nu va mai pedepsi astfel de oameni. Și s-a uitat mai târziu Dumnezeu. Chiar și în școlile dotate de la oraș, organizarea este destul de dificilă. Consider că mijloacele moderne vin în folosul copiilor, ajută la dezvoltarea lor psihicomotorie, iar ei sunt foarte prompți, răspund cu extaz la aceste minunate cărți digitale. Singura problemă a noastră, a învățătorilor, ar fi conexiunea pe care trebuie să o realizăm la momentul în care disciplinele trebuie parcurse. În tot acest haos din sistemul de învățământ, între manualele digitale și lipsa celor tradiționale, părinții au fost nevoiți să cheltuie câteva sute de lei pentru manualele auxiliare. Nu ne-au dat nici în momentul de față manuale și lucrează pe caiete speciale. Pe care le-ați cumpărat dumneavoastră? Da. La ce sumă? 15 lei caietul, sunt 4. Așa, eu nu sunt de acord cu manualele astea digitale, pentru că este normal să învețe după o carte normală, cum am învățat și noi la rândul nostru. Și cu astea digitale, ori tablete, ori digitale, e tot cam chestia asta. Nimic nu o să le rămână în cap și așa, nu mai este învățatul cum era înainte. Trebuia să fie avut abecedarul pe bancă la începutul anului școlar. Și asta denotă educația și învățământul din ziua de astăzi. Ați fost pus în situația în care ați cumpărat dumneavoastră manuale? Bineînțeles. Elevii sunt singurii entuziasmați de manualele digitale, chiar dacă pentru ei în acest moment noul sistem este privit doar ca o joacă la școală.